Activitățile desfășurate în Poiana Culturală din Parcul Ștefănescu au continuat și la sfârșitul săptămânii trecute. Manifestările organizate aici încep să atragă tot mai mulți iubitori de artă și tradiții populare. Sâmbătă, Poienița a fost animată de zeci de spectatori care au admirat cele două expoziții. Au fost aduse în atenția câmpulungenilor o expoziție de gobleni și port popular mușcelean, iar expozant a fost meșterul popular Maria Mitroiu. Aceasta a prezentat costumele populare pe care le are în colecție și a explicat cum goblenul se îmbină cu ea românească. Ce să vă spun, această pasiune am dobândit-o acum vreo 20 și ceva de ani, când primul meu goblen a fost o arcă cu velă, apoi au urmat peisajele și portrete religioase. Am făcut această conexiune între ie și goblen, pentru că am considerat că și ea este un goblen, având aceleași tehnici de cusut. Sunt la a treia expoziție, o parte din lucrările mele au ajuns și în străinătate. Referitor la costumul popular mușcelean, sunt vechi de peste 100 de ani, sunt realizate pe pânză de casă țesută în război, cusute cu fir de metalic. Le am în moștenire din familie și sunt din colecția mea personală. Două cursante ale cercului de pictură din cadrul Casei de Cultură Tudor Mușatescu au pregătit o expoziție de pictură, dar și un mic atelier în care și-au arătat măestria în această artă. E pe jos puțin, mai des, dar puțin, nu mult, că-l sticați. Jos, zona de jos, mai știi, morul alb și mai zona de jos, mai e cenușiu. Dar după aceea, nu? Păi după ce te-ai. Da. Perfect, aici e bine. Manifestările au luat sfârșit cu un adevărat spectacol coregrafic oferit de ansamblul folcloric Plaiuri Mușcelene, condus de coregraful Puiu Tarbă. Activitățile din Poiana Culturală nu au mai continuat și duminică, organizatorii pregătind alte surprize câmpulungenilor pentru ediția din această săptămână.